Bună ziua și bine ați venit la Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești. O onoare să găzduim în această zi un eveniment deosebit. O onoare să găzduim atâtea personalități din România în aula Bibliotecii Rosetti. Înainte de a intra în desfășurarea evenimentului, am să o invit să deschidă atmosfera pe doamna Corina Vladia Conescu să ne cânte o frumoasă melodie la pian. Și să o așa aplaudăm. Pentru Maria și pentru această toamnă frumoasă de la Onești, permiteți-mi să vă ofer o prelucrare după cântecul celebru al lui Harry Belafonte și Nana Muscuri. Celebrează toamna. Mulțumim mult, doamnei Corina Vladia Conescu, să ne reîntâlnim cu dânsa la finalul acestui eveniment. Centrul European de Studii Covasna Harghita, editura Eurocarpatica, împreună cu editura Magic Print, și-au propus să cinstească pe cei care le-au fost alături timp îndelungat în preocupările privind valorificarea editorială a lucrărilor referitoare la istorie, cultură și spiritualitatea românească. Astfel, cele două edituri au stabilit să editeze un volum omagial dedicat doamnei Maria Dohotaru, director general al Societății Magic Print din Onești, la împlinirea unei frumoase vârste. Eu propun să și aplaudăm, să mai scape iată că are mare emoții în această zi. Doamna Maria Dohotaru este modelul profesionistului care, indiferent de domeniul de care s-ar ocupa, a reușit la fel de bine pentru că este foarte serioasă și preocupată de calitatea muncii sale și al colectivului cu care lucrează. Are un talent nativ de a comunica cu oamenii și știe să le prezinte acestora ceea ce are dumneai de oferit într-un mod elegant, deloc ostentativ, obiectiv și cu multă pasiune. Omul Maria Dohotaru este pasionat de ceea ce face și are acel neastâmpăr benefic de a se apropia de perfecțiune. Nu părăsește niciodată entuziasmul, deși precis a trecut și prin situații delicate. Sunt doar câteva cuvinte pe care le-am adresat despre doamna Maria Dohotaru, calitate de director al bibliotecii și care se regăsesc în acest volum special. Dați-mi voie să vă prezint invitații de seamă care au ajuns din toate colțurile țării astăzi la Onești pentru a omagia pe doamna Dohotaru, dar și pentru a fi alături de omul Maria Dohotaru. Am să încep cu domnul profesor dr. Narcis Zărnescu, cavaler al Ordinului Francez Palma Academic, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, membru al Uniunii Scriitorilor
România, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, membru al Academiei Germano-Române din Baden-Baden. Aplauze și vă mulțumesc mult că ați reușit să ajungeți la Onești. Dr. Ivana Cătușu, director onorific al Centrului de Studii Europene din Sfântul Gheorghe. Vă mulțumesc mult, domnule profesor. Narcis Dorin Ion, directorul Muzeului Național Beleș, care face o treabă nemaipomenită acolo la Beleș. Am fost de curând împreună cu familia. Deși am stat la o coadă imensă, s-a meritat, pentru că, iată, omul simțește locul. Profesor Dr. Narcis Zărnescu, redactor șef revista Academica. Da, v-am mai prezentat, dar v-am mai dat o dată. Profesor Buftea Violeta, doamna profesor. Cornel Ilie, director adjunct Muzeul Național de Istorie București. Profesor Corneliu Stoica, istoric. Profesor Vilica Munteanu, arhivist, istoric. Din doamna lector de la Biblioteca Municipală Radu Răsedi. Și în ultimul rând, Corina Vlad Diaconescu, ne-am întâlnit cu domnia sa la începutul acestui eveniment. De asemenea, o să mă mai prezinte și doamna Dohotaru. Sunt foarte mulți prieteni, colaboratori, pentru că, de fapt, despre acest eveniment este vorba, să fie o întâlnire între prieteni și să ne relaxăm în următoarele minute. Pentru început, am să ofer cuvântul, chiar cine dorește să spun? Da? Domnului Răcătușu, vă rog. Bună ziua! Bine v-am găsit, onorată asistență, dragi prieteni! Sunt tare bucuros că Dumnezeu m-a împrednicit să ajung astăzi aici, la acest eveniment deosebit. Pentru că în ultima perioadă am avut ceva probleme de sănătate. Aș putea vorbi atât de mult despre carte și despre omul pe care astăzi îl călătorim. Dar voi respecta regulile jocului și în câteva minute am să vă spun o poveste. O poveste care începe cu această colecție, profesioniștii noștri. Lucram de... Eram în 2010 și una din colaboratoarele noastre foarte apropiate a românilor din Covasna și Ardita era o destoinică cercetătoare din Sibiu, Anagramă. Deci o cifră, o vârstă frumoasă și cu un altul eu ne-am spus ce să facem, cum să o recompensăm. Și am avut mai multe variante și am ajuns la această formulă, care practic nu este un volum aniversar, care de regulă se dă de mult timp în toate părțile, un volum care și-a propus să cinstească munca celor care au fost alături de noi, privind cunoașterea istoriei și culturii românilor din Sudetul Transilvaniei, să-i răsplătim moral pentru treaba aceasta și să oferim tineretului modele. Și astfel am pornit în 2010 cu Anagramă și am ajuns la numărul 45 cu doamna Maria. Deci a fost o mare reușită, un proiect de data. Am avut șansa că am lucrat 15 ani la această colecție cu un altul Ioan și după aceea azi mitropolit al Banatului și după aceea cu preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Ardite. Noi, cei din Covasna, după cum știți, împreună cu colegii noștri din Ardita, suntem singurile județe în care românii sunt numeric minoritar, cu toate consecințele care decurg de aici, mai ales după
evenimente din decembrie 89, ne-am confruntat cu mari probleme în urma despărțirii bibliotecii, a învățământului, a culturii. Am pornit de la zero, o mână de oameni, ne-am prins de poala bisericii și am înștiințat Episcopia Ortodoxă a Covaznei și Ardite, instituția divino-umană, care a fost un corac de salvare pentru ceea ce ne-am propus noi să supraviețuim etnic. Și strategia noastră a fost, au cuprins trei modalități principale. Prin noi înșine, prin stimularea solidarității românilor de pretutindeni cu noi și prin sprijinul de la Bărău. Și în felul acesta, noi, prin colecția care inițial a fost destinată elitei românești din Covest, județele Covasna, Vita și Mureș, am extins-o la intelectuali din alte părți din țară, care au fost alături de noi în momente deosebite. Și astfel, în colecția noastră, au apărut domnul academician Noica, domnul profesor universitar Cornel Lungu, domnul Scurtu și alți colegi și, acum, doamna Dohotaru. De ce? Pentru că în 2009, Episcopia Covaznei a făcut 15 ani și vrednicul episcop a fost ridicat la treapta de arhiepiscop în persoană. Deci, structura instituțională a rămas episcopiei, era prea tânără, dar episcopul a fost avansat la grad de arhiepiscop. Și atunci, noi am spus să cinstim acest moment și să realizăm o carte care se cuprindă ce am realizat în anii ăștia. Așa, am avut o carte de 1200 de pagini. Nu? Trebuia să căutăm o tipografie pe măsură. Am făcut sondaje și am apelat la prietenul Virică Munteanu, care mi-a zis, ce căutați la București? Am venit la noi, unde? Pe la Unești. Și așa ne-am trecut cu un an cu Ioan, în vizite la doamna Maria, și așa am pus la cale o colaborare exemplară. Așa să știți, noi, cei puțin din mijlocul țării, am scos la doamna Maria, cu editorul Eurocarpatica și Grai Românesc, 300 de volume. 300 de volume. Am cunoscut, am văzut omul, am văzut profesionistul, am văzut modul cum s-a raportat la noi. Și atunci, venind cu numele acestea, am ținut o scurtă prezentare la sesiunea Arhivelor și Muzeului de săptămâna trecută sau de când și am constatat că din ăștia 40 și ceva, 12 volume au fost dedicate arhiviștilor, din care la cei doi directori generali ai arhivilor, Scurtu și Lungu. Și am dat și la poeți, la publiciști, la doctori. Nicăieri nu s-a, niciodată nu s-a potrivit așa de bine timpul colecției profesioniste cu profesionista noastră. Și atunci, propunându-i acest proiect să-l realizăm împreună, pe de o parte mi-a fost foarte drag să-l îngrijesc și să-l vezi, pe de altă parte mi-a fost și foarte greu. De ce? Doamna Maria e cunoscută nu la dumneavoastră, numai în toată țara, cei care au de lucru și au de tipărit cărți și nu numai. Și în felul acesta, cartea care de regulă are un profil, într-un prim capitol, repere biografice, în al doilea capitol, mărturii, mesaje ale unor colegi apropiați, parteneri, colaboratori. Și aici am avut o mare satisfacție că dumneavoastră, cei 40 și la 50 de oameni care sunteți aici, care mai de care mai frumos despre doamna Maria, descoperiți fațete ale personalității sale, care pleacă de la ceea ce înseamnă profesionistul, omul, partenerul, deci
familistul și așa mai departe. Și în felul acesta, un capitol serios de lucrare reprezintă aceste mesaje, inclusiv de la alte fețe bisericești, sunteți în relații foarte apropiate cu Episcopia, Arhiepiscopia Romanului de aici, cu Episcopia Teleormanului, cu Episcopia Covat, să nu mai vorbim de Mitropolia Timișoare, care ne onorează pe toți trei de aici, în altul Ioan. Așa să știi, atât de mult ne iubește. Odată eram în vizită la Timișoara și ne-a dus în excursie la Belgrad, ca să ne fac o mare bucurie și o mare surpriză. Un om deosebit, care îi purtăm un respect deosebit. Și apoi, volumul cuprinde studii și articole. Are autorului omagiat și are partenerilor. Studii și articole de regulă cu o tematică apropiată de profesia celui omagiat. În cazul de față, am extins și pe lângă istoria locală, pe lângă, am adus și pe fire din istoria tipografiei, inclusiv pe caionia noastră de peste deal, de la Mercurea Ciuc, și încet, încet am extins cu lansările de carte, recenziile, prezentările. Și am venit cu ceea ce înseamnă de aceea corespondența, distinciile primite și o serie întreagă de lucruri care întregesc personalitatea. Ce să vă spun eu? Citind dumneavoastră, în primul rând, toată lumea știe meritul acestei profesioniste a pornit de la zero. Eu am zis un pic și mai jos. Și a făcut un brand, cum se zice. Oneștiuna a fost specializat în alte industrie, în alte domenii ale vieții economice, nu în acesta. Este un lucru extraordinar. Și unde? E o piață dură, o piață în care îți câștigi greu locul și ca la sport este foarte greu să ajungi în frunte, dar și mai greu să te menții. Și se menține mii de kilometri cu mașina, după clienți, după parteneri, rezolvă, ajută, unde nu sunt suficiente resurse, așteaptă. Să nu mai vorbesc de corectiv. În știința conducerii există o metodă numită paternalistă, conform căreia patronul nu este bau-bau, patronul este părinte. Dacă are dativul bani, are și copii. Deci, atmosfera aceasta de lucru admirabilă. I-am spus, doamne Maria, într-o discuție că ar putea să dea cursuri la școli, apropo de ce se întâmplă acum, de a învăța această artă a managementului, atât în ceea ce privește activitatea în societate, cât și relațiile. Este admirabil să-i dau telefon și să apuc pe la ministru tare, pe la academicianul cu tare, pe la firma nu știu care din București, cu atâta curaj, cu atâta demnitate, cu atâta stoicismul și apă interesul firmei sale. Și mai este un lucru, familia. Familia este hotărătoare în ceea ce înseamnă succesul dumneavoastră. Faptul că ea s-a avut alături întotdeauna și acum, și ați reușit prin acest climat să vă găsiți resursele sufletești să puteți realiza lucrurile. Deci, în legătură cu relațiile noastre, noi am răsplătit o morală, i-am oferit premiul Părintele Moldovan. Există un colonel la Iași, Pisăcarul Dan, care a preluat un proiect a Părintelui Băcurau de la Sibiu, fiii Țărână Ușoară, solidaritatea versantelor, ajutorul dat românilor pe parte de alta Carpaților. Dânsa a înțeles acest lucru și alături de firma Ștepadina de la București, firmă de arhivare exemplară, au fost cu fapta și cu vorba ca
apropo de discuția noastră, că dumneavoastră sunteți omul faptelor, doamna Maria, omul faptelor viitoare și vorbele cât trebuie și când trebuie. De vorbire lungă nu e pe mulți, cu faptele ăștia mai tot. Faptele înseamnă punctul dumneavoastră foarte. Deci, cartea prezintă aceste lucruri. Am încercat și în prefață, dar este greu să le dai o personalitate complexă cu tot ceea ce înseamnă atuurile sale, tot ceea ce înseamnă aspectele tale concrete, specifice, contribuția asta. Ați făcut istorie, doamna Maria. Rămâne dumneavoastră, după dumneavoastră, cărțile în toate rafturile marilor biblioteci, iar prin această minune de informatizare, preluate de bibliotecile digitale, ați lăsat orașului dumneavoastră un brand, ați lăsat orașului dumneavoastră un renume și în acest fel, deci ne-ați făcut mai bogați pe dumneavoastră și pe noștri prieteni de peste țară. Mulțumesc tuturor celor care ați colaborat și ați fost atât de mulți, mulți dintre ei plecați la Domnul. Dumnezeu să-i odihnească pe toți prietenii mari și buni și frumoși și generoșuri ai dumneavoastră. Dumneavoastră tuturor, cei care o să aveți posibilitatea să citiți cartea, îi lasă cititorul de astăzi, nu prea înghesuit la lectură cu asemenea cărți, are timp măsurat, avem concurență cu televizia și celelalte lucruri, dar merită, pentru că aici se găsește viața unui om care poate contribui model pentru alții, se găsește o experiență, un lucru bun de urmat și în același timp bucuria că între coperțile ei sunt oameni de o mare diversitate de pregătire, profesie, funcție, realități, dar uniți prin același lucru, dragostea față de un om care, îi mulțumim domnului Narcis că i-am preluat chipul cu soare până la carte și mulțumim frumos, și un om care viața i-a oferit această șansă extraordinară. Vă mulțumim, doamna Maria! Mulțumim și noi pentru cuvintele frumoase domnului dr. Ion Lăcătușu, director onorific al Centrului de Studii Europene Sfântul Gheorghe. Am să îl invit să adreseze câteva cuvinte și pe domnul Narcis Dorin Ion, directorul Muzeului Național Peleș. Firește că sunt extrem de onorat să fiu alături de dumneavoastră astăzi aici. Mă bucur că sunteți în număr atât de mare la un moment aniversar. Cartea a prezentat-o domnul Lăcătușu în detaliu și ea cuprinde o viață. O viață până în acest moment, un moment frumos, de mulți, mulți ani de acum înainte, la fel de rodnici, dar o carte care vine să vorbească viitorii mii, pentru că va rămâne cartea și în biblioteci și în amintirea, în gândul celor care au citit-o, vine să ne prezinte un profesionist al cărții. Și când am spus în micul meu articol acel titlu cu sufletul la carte, am știut foarte bine de ce am intitulat astfel mica mea contribuție, pentru că eu sunt un colaborator mai recent al doamnei Dohotaru, suntem de 5 ani împreună pe tărâmul acesta al editării cărții de artă, îndrăznesc să spun, pentru că ce-am scos noi la Muzeul Național Peleș și facem o echipă din 3 oameni. Se alătură Cornel Constantin Ilie, care a făcut
macheta tuturor acestor albume pe care le-am editat la Muzeul Național Peleș. Și din 2019, doamna Maria Duhotaru a venit să ne demonstreze că nasc și la Onești oameni, tipografi, editori excepționali, și să ne arate că nu doar Bucureștiul poate tipări cărți care pot sta cu cinste în orice bibliotecă sau librărie occidentală. Ce am făcut noi împreună cu doamna din 2019 sunt o serie întreagă de volume de albume monografice dedicate regilor, reginelor României, colecțiilor Peleșului, evenimentelor istorice importante din istoria modernă și contemporană a României. Și le-am făcut în acest format de album, 28-23, costisitor firește, pretențios, care necesită o mare atenție. Și aici, doamna, după ce a câștigat o licitație, ca să spun și o poveste, pentru cele două volume dedicate lui Carol I, a venit la Peleș și am vrut să ne cunoaștem ca să vedem cum putem edita aceste cărți cât mai bine. Și atunci doamna mi-a spus: domnule director, vă rog să aveți încredere, veți vedea că de acum încolo veți lucra numai cu noi. Și așa a fost. Și am întrebat: doamnă, cum reușiți? Și am venit și eu la Onești să văd tipografia, să văd mașinile, să văd mașina germană, să văd mașina italiană, să văd echipa, ca să ne asigurăm că totul iese așa cum vrem. Atunci doamna mi-a mărturisit: cărțile ies bine la noi pentru că noi punem suflet. Și într-adevăr, trec peste discuțiile infinite, peste corecturi, peste toată bucătăria internă a realizării unei cărți speciale, ca să ajungem în momentul lansării, și doamna Duhotaru ne-a fost alături de atâtea ori și ne-am simțit bucuroși să ne fie alături, să ajungem să ne întrebe cei de la București unde am tipărit aceste cărți. Și toți din țară întreabă: unde ați tipărit aceste cărți? La Onești, le spunem, la Magic Print, iată, un nume predestinat, pentru că doamna l-a transformat în brand în cele trei decenii de când trudește la editarea acestor cărți minunate și în care i-a făcut fericiți pe foarte, foarte, foarte mulți autori, și toți păstrează acest lucru în suflet. Editarea aceasta a deschis porțile Bucureștiului pentru echipa de la Magic Print. Cărțile Academiei sunt tipărite aici. Cărțile unor muzei importante din București sunt tipărite aici. Albume, enciclopedii, tratate medicale, lucrări de unele peste 1000 de pagini sunt tipărite cu grijă la Onești. Și din acest punct de vedere, Bucureștiul a avut uimiri pozitive, ceea ce înseamnă că și misiunea doamnei trebuie să continue la aceiași parametri. Și doamna spune: dacă nu sunt eu cu ochiul prezent peste tot în colectiv, nu ies lucrurile chiar așa cum le vedeți. Dar, cum spunea și domnul Lăcătușu, doamna este nu doar un patron, nu doar un suflet mare, este și o mamă a acestui colectiv și firește că are grijă ca și copiii aceștia spirituali, toate aceste sute de titluri editate în zeci, mii și mii de exemplare, să se prezinte în lume așa cum trebuie și să aducă alte comenzi, alte solicitări, pentru că, iată, Magic Print a devenit un brand național, e un concurent foarte serios pentru marile
tipografii din București și noi nu putem decât să o încurajăm pe doamna și să-i dorim de acum înainte încă vreo două decenii de activitate pe acest teren, ca să mai fericească niște sute de autori și instituții și să îmbogățească bibliotecile viitorului, chiar dacă această concurență a online-ului este din ce în ce mai agresivă, să le îmbogățească pe aceste biblioteci cu lucrări de referință, cu opere de artă editorială, dacă vreți, pentru că doamna spune despre carte că este o comoară spirituală de făcut și de primit cadou, de lăsat moștenire. Și dacă e să lase moștenire, are minuni care sunt lăsate moștenire. Și vă mai dau un exemplu ce înseamnă sufletul. Sufletul editorului și al omului de meserie. În 2020, în plină pandemie, s-a înființat Muzeul Național Brătianu de la Ștefănești, în Conacul Brătienilor de la Florica. Și am fost cumva coordonatorul acestui proiect. A fost Cornel Constantin Ilie alături de noi. A fost ministerul care a dorit. A fost un prim-ministru, Ludovic Orban, liberal, care a ținut morțiș să se înființeze acest muzeu și bine a făcut. Și atunci, din minister, mi s-a spus, puteți să faceți ce carte vreți, dar numai să fie gata totul până în 24 mai 2020. Și astea erau discuții din februarie-martie. Și am făcut o carte mare de 420 de pagini, o monografie, Florica Bazra Brătienilor, care a fost gata în 2 mai. Și am venit să o tipărim la doamna Duhotaru. Și a spus, totuși, vom lucra pe 3 schimburi, dar, domnul director, suntem oameni responsabili, asigurați-i pe cei de la minister și pe primul ministru că în data inaugurării muzeului, în 24 mai, veți avea cartea în mână. Și imaginați-vă, din 2 mai până în 24, am făcut manchetă, am făcut corectură și am tipărit cartea în 1500 de exemplare. Vernisajul a fost duminică, sâmbătă după masă, mașina de la Magic Print a dus primele 200 de volume și am răsuflat cu toții ușurați. Ce altă editură sau tipografie privată sau de stat ar face un asemenea efort să lucreze pe 3 schimburi cu colectivul minunat pe care doamna are și îl coordonează de atâta timp, ca să poată onora, cum se cuvine, un muzeu, un eveniment care era la un anume nivel foarte sus. Deci, ne putem vizui pe doamna Duhotaru și pe echipa domniei sale și îmi doresc să fim aici la momente aniversare și peste 4 ani și peste 14 ani să o felicităm cum o felicităm astăzi, din tot sufletul, și să ne bucurăm că a dăruit culturii române comori, valori bibliofile, pentru că așa vor rămâne aceste cărți, sunt convins, peste decenii se vor întreba, vor vedea caseta de la finalul fiecărui volum, tipărit la Magic Print, Oneșit. Și își va aduce aminte cineva, peste 50 de ani, ce tipografie a fost aici și ce suflet s-a pus aici ca să se realizeze pentru o țară întreagă, pentru istorie, pentru cultură, pentru că aici nu e doar Moldova, nu e doar Bacău, nu e doar Valea Trotușului, nu. Aici sunt cărți despre români, despre istoria noastră, despre cultura noastră și atunci nu putem decât să o felicităm, să o îmbrățișăm, să-i dorim ca la cifre și mai rotunde să-i fim alături ca să o aniversăm. La mulți ani! Mulțumim frumos, domnul director Ion, și pentru că l-a nominalizat de mai multe ori în discursul domniei sale, am să-i ofer cuvântul în cele ce urmează domnului Cornel Ilie, director al Muzeului Național de Istorie din București.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Este o mare bucurie să putem participa la acest moment aniversar. Cred că am început colaborarea cu dumneavoastră cam de vreo 10 ani, cam așa. Nu? M-am uitat, ca lista e atât de lungă că n-am reușit să mă dumiresc exact când, da, așa bănuiesc eu. Cred că cu un volum din capodopere. Știți? Și acum am ajuns la al 12-lea volum din capodopere și mă întrebați, ca spre sfârșitul anului, dar capodoperele când le dați? Vin, că întotdeauna ele vin spre final. Spre final. Foarte târziu. Foarte târziu. Dar ies la timp. Am avut o colaborare extraordinară cu doamna Tolotan și cu editura și tipografia Magic Print. Am scos, n-am ajuns la 300, așa cum a zis domnul profesor Răgătușu, dar cred că în jur de vreo 100 ne apropiem și noi, cu pași repezi, nu? Și sperăm să continuăm. Dincolo de faptul că doamna Dorotaru este un profesionist desăvârșit, este și un om deosebit, care se implică emoțional, ca să zic așa, în realizarea acestor lucrări și care întotdeauna vine cu soluții și care oferă rezolvări peste ceea ce uneori ne putem noi permite, pentru că nu odată, atunci când discutam cu dumneavoastră despre detaliile tehnice ale unei cărți, dumneavoastră venea și spunea, dar nu mai bine punem o copertă cartonată, știți, doamna Dorotaru, că la noi cu bugetul, cu asta e, nu vă poate. Și eu mi-aduc aminte doar de ultima carte pe care am scos-o, de cea cu expoziția omagială, în care tot așa, din dorința de a ne încadra într-un anumit buget, i-am spus, știți, hai să facem pe o hârtie mai subțire, că, mă rog, asta e situația. Și am început de la o hârtie de 80 și doamna Dăutară a zis, haideți să o facem de 90. Am dat exemplarul semnal, eu am zis, e bine. Doamna Dăutară a zis, e, nu-i bine. Și am ajuns la o hârtie de 100 și până la una de 110 și așa mai. Și surpriză la final. Da. Ideea este că doamna Dăutară este un partener de absolută încredere, un om deosebit. Și nu pot decât să mă bucur că suntem aici, că putem să vedem această lucrare în care ni se dezvăluie întreaga activitate a editurii și tipografiei și nu pot decât să vă urez activitate cât mai îndelungată, sănătate și să sperăm la o colaborare care să dureze încă decenii de acum înainte. Mulțumesc mult! Așteptăm la Onești, nu numai la editura Magic Print, ci și la Muzeul Municipal de Istorie și la Biblioteca Radu Răsăriti. O să-l invit să ia cuvântul și pe domnul profesor Cornelius Stoica. Bineînțeles că nu este ultima treaptă. Această carte, la 65 de ani, reprezintă o casetă de valuri. Dar nu cu bijuterii, cu diamante, cu așa, ci cu destemantele spirituale, care vor rămâne o moștenire pentru familie, pentru urmași, pentru toți cei care
au fost legați în un fel de universul editurii și tipografiilor în print. Spre deosebire de antevorbitorii mei, eu am să mă întorc puțin să evoc începuturile mele ca autor și începuturile colaborării cu tipografia și editura Magic Print. În anii 90 era o adevărată aventură să tipărești la nivelul județului Bacău. Am trecut prin toate experiențele, cu sponsor, cu nu știu ce, prin diverse tipografii, deșteptare, gat print de la Bacău. Tirajele de câteva sute de exemplare se pletau, pentru că atunci se tipărea abnec. În 2003 s-a pus problema tipăririi istoriei ilustrate a orașului de Runda. O primă carte color, aproape integral, cu dificultăți de a găsi o tipografie capabilă să tipărească, la nivelul acela, 2003, o carte de asemenea fel. Și în felul acesta am ajuns, până atunci publicasem sub auspiciile editurii Aristar, ca Fundației Naționale George Cărnescu, și am ajuns cu această carte la tipografia Magic Print, care avea și ea o istorie destul de recent. 97, deci al șaselea an de activitate. Primul contact, deci a fost cu doamna care m-a și invitat și atunci mi s-a deschis apetitul pentru tot ce ține de tehnica tipografică, de secretele marketării, deci de tot ce ține de producția de carte. Atunci am văzut cum arăta tipografia în acela, în 2003, în acela de la început, prima presă de tipar. Toate etapele care se parcurgeau, de la impozarea paginilor, pregătirea plăcilor de tipar și până la hărțuire și refilare, legătorie și așa mai departe. Deci am început cu tipografia. Peste 3 ani, în 2006, i-am prezentat doamnei Dobătaru o machetă de carte care depășea gabaritul a tot ce se tipărea pe vremea aceea. Și ca dificultate de tipărit. Era prima ediție a Enciclopediei Valea Turcu. Și atunci nici nu găseam nici tipografii, nici edituri care să accepte o asemenea provocare. Și doamna Dobătaru a zis, uite, dacă accepți editura noastră, noi vom tipări această carte. Și cartea a presupus și multe altele, dacă ne aducem aminte, instruirea pentru legătorie, pentru prima dată cotorul la rotund, care a devenit familiar, nu? Deci și spre la București, cu legători care erau profesioniști în zonă, așa, ca să realizeze volumul respectiv. Da. În septembrie 2006, doamna Dobătaru, alături de mine, editorul și autorul, a participat, poate, la, și alături de colegul și prietenul Velică, la Târgoviște, poate la cea mai bună de cele mai frumoase lansări de carte organizate vreodată, în Palatul Administrativ, unde nici nu mai erau locuri. Deci, lume peste lume. Dovadă câtă bucurie poate aduce o carte. Ea, o lună mai târziu, în octombrie 2006, exact, în această sală, la zilele culturii călineștiene, în prezența academicianului Constantin Ciopraga, era lansată enciclopedia și aici, la Orești. Iar atunci, doamna Calivecea spunea următoare, zice, o carte ca aceasta va rămâne în istorie. Și a fost așa. Deci, după aceea, cartea și-a urmat cursul, a fost prezentată la Universitățile Iași, Institutul Filipidei, Institutul de Arheologie,
și după aceea Academie. Probabil este cea mai lungă colaborare, autor-editor, depășește 21 de ani, și după ce am cunoscut foarte bine pe doamna editor, exigențele sale, după ce am cunoscut și ambianța și modul în care se lucra în tipografie, lucrând cu toți cei care s-au prelindat la compartimentul DTP, cu cei care lucrau în tipografie, la redactorie, deci cam tot ce se întâmpla, plus de-a lungul timpului cam tot ce se va tipărit în 90 și ceva de ani, le-am răsfoit. Doamna mi-a arătat, uite ce carte deosebită am primit ca să o tipărim aici. Am rămas fidel acestei edituri, 40 de cărți au fost tipărite la Magiprint. Mă consider, într-un fel, un membru al familiei Magiprintului. Ceea ce face o editură și o tipografie este aceea de a pune cărămizi la patrimoniul cultural național. Acolo, cărămidă cu cărămidă, încet se zidește ceva care, în timp, va fi un templu măreț al culturii noastre naționale. Eu nu pot decât să o felicit pe doamna Maria Bogdan. Am cunoscut și aspectele nu numai de editor, dar și ca manager de pensiune turistică și alte preocupări. Foarte bine și familia și salut pe domnul Dovătaru, deci cu multă reverență. Este o reușită în ceea ce a însemnat un management în domeniul editorial. Și, după cum s-a mai spus, Magiprint este un brand, e suficient să mergi la târgurile internaționale de carte și atunci, imediat, o să vadă, uite, asta este o carte sigur tipărită la Magiprint. După cum arată, după cum e marketată, după cum apare, adică prin legăturie, prin modalitățile de finisarea unei coperte. Deci, eu ce aș putea să spun că 22 decenii au însemnat mult ca realizare, peste 1000 de volume tipărite de tipografia Magic, sute de titluri apărute sub egida editurii. Asta înseamnă un aport enorm în slujba culturii românești și ceea ce pot dori este să aveți sănătate, să aveți forță de muncă și să lucrați pe toți, apropiați, familie, colaboratori, prin tot ceea ce vă se face de acum înainte. În limbiți adresez de câteva cuvinte și pe domnul profesor dr. Narcis Zărnescu. Fiecare o personalitate de prestigiu în România contemporană, fiecare cu lumea lui, care fiecare dintre noi suntem primiți în
lumea Doamnei și fiecare, și lumea Doamnei face parte din lumile noastre. Bineînțeles, vorba de doamna aniversată astăzi, doamna Maria Lohotaru. Doamna Maria Lohotaru se identifică și se definește cu cartea. Cu cartea cu majuscula. Se identifică și se definește cu familia domniei sale, cu prietenii domniei sale, cu toți care au lucrat, cu toți pe care i-a ajutat. Eu sunt unul dintre cei care a fost ajutat într-un moment de răscruce și fie care mă nu poate fi un moment de răscruce de domnia sa și îi mulțumesc și rămân recunoscător. Acum, dacă îmi permiteți, am să citesc un mic eseu care este, de fapt, un poem în proză dedicat aniversarii noastre, doamna Maria Lohotaru. Eseul meu se intitulează Maria sa, doamna Maria. Am scris câte ceva, prea puțin, probabil, despre doamna Maria Lohotaru și de câtva timp îmi place să o numesc Maria sa, doamna Maria. Așadar, aș fi vrut să spun doar un cuvânt, dar noi oamenii nu avem acces și nu avem putință de a spune un cuvânt. Acel cuvânt, cuvântul aborigine, numai tot puternicul, pantocratorul poate spune acel cuvânt și universul se naște. Noi spunem prea multe cuvinte, de aceea există postul tăcerii pe care puțin îl respectă. Se vorbește într-adevăr prea mult și se spune prea puțin. Aș fi vrut să-i doresc, doamne Maria, toate cuvintele de dinainte și de după turnul lui Babel, dar nu le știu, smerenia mea a învins-o vorbim de a spune. Mă întrebam pe drum, venind aici, ce se mai poate spune despre doamna Maria? Domnia sa merită toate laudele. Pe unde trece ea, crește din nou iarba. În floresc florile ofilite, oamenii își recapătă încrederea și speranța. Laudele sunt superflue. Când intrăm în bisericuța din lemn al lui Hore sau în Basilica din San Piero din Roma, suntem copleșiți de minunile cioplitorilor și ale zugravilor noștri anonimi. La fel ca de minunile lui Michelangelo și Rafael, cu toții aleși de atât puternicul și lumină călăuze, luminători, oameni inspirați, îndrumați de Duhul Sfânt și îndrumători. Doamna Maria face parte din această categorie de oameni unici, aleși, din care Domnul ne vorbește și ne tămăduiește. Este una dintre luminile noastre, este o purtătoare de lumină, de adevăr, de bunăvoință și dreptate. Și tocmai de aceea a trebuit să înfrunte răutatea semenii. Dar aștept mereu să ierte și aștept mereu să câștige, în primul rând, inimile oamenilor. Misiunea doamnei Maria, una din ele, desigur, este să se îngrijească de sufletul și cugetul nostru și reușește. A reușit și va reuși mereu. Această carte, pe care o avem aici în față fiecare, la fel ca și cele de dinainte, au fost decepluite nu numai de binecuvântarea strămoșilor, ci și a celor din preajmă, a tuturor celor pe care doamna Maria i-a cunoscut, i-a ajutat și i-a îmbărbătat. Am scris și am vorbit despre leagănul voievodal, despre ctitoriile, lăcașurile de credință și culte care a semănat doamna Maria peste tot, pe unde a simțit că pământul plânge, că Domnul s-a întristat din cauza răutății și a împietririi inimii. Lăcașurile și crucile lăsate de Maria sa, doamna Maria, au adus lumină. Solții, cum spun cărțile sfinte, continuă să cadă de pe ochii semenilor noștri. Dar noi, cei care iubim cărțile și cartea, știm că și cărțile sunt lăcașuri de credință și taină. De aceea, distinsă, doamnă Maria Lohotaru, să ne trăiți într-un mulți ani și să ne dăruiți mereu alte cărți și aceeași lumină. Aceasta este misiunea dumneavoastră sfântă, pentru că istoria neamului nostru s-a întemeiat pe carte. Iar aici, pe pământ, tot cartea ne va aduce salvarea și mântuirea. Mulțumesc! Mulțumesc și mai mult, doamna profesor Doctor.
Vă invit, domnule profesor Dr. Vilică Munteanu, pentru că știu că sunteți colaborator vechi al Benji Prit și prieten al familiei Dohătaru, să adresați câteva cuvinte. Vă rog. Onorată asistență. Da. Pentru mine este astăzi unul dintre cele mai frumoase momente pe care le poate trăi un om. Și întâlnirea cu cartea întotdeauna este frumoasă. Dar întâlnirea cu cel care este făcător de carte este absolut deosebită. O scurtă istorică, așa, ne cunoaștem de aproape 20 de ani, de acea zi, de 22 septembrie 2006, la Târgu Ocna, lansa colegul și prietenul Corneliu Stoica acel volum, Valea Trotușului, și la masă, în prezidiu, eram și pe acolo, o doamnă, cine, cum și în ce fel, în pauză, putare, putare. Aha, deci ești din comună cu mine și nu mi-ai spus. Apropo, trei dintre cei care suntem aici, suntem din aceeași comună. Ștefan cel Mare, satul Rădeana, satul Negoiești, satul Bogdana. Deci e o tripletă. Nu știu de ce indica sau altceva. Dar faptul că din aceeași comună suntem și din orice comună, din comuna lui Ștefan cel Mare, este un nu un merit al nostru, o bucurie a noastră. Ne-am cunoscut aici în octombrie 2006 și în două luni am avut prima colaborare. Aveam pregătit anuarul Arhivelor Naționale, primul număr al anuarului Arhivelor Naționale Banco. Am tratat cu dumneiei asta. Căutam, eram în câteva tratative cu niște tipografii din Bacău, dar am descoperit Onești. Am avut și vom avea în continuare o foarte bună colaborare. Anuarul a ajuns la al 19-lea număr. Am mai tipărit și alte cărți, broșuri și alte materiale pentru diferite acțiuni, dar da, un forum profesioniștii noștri acum aproape 9 ani, când m-am pensionat. Vinovat, în primul rând, prietenul Ionică Lăcătușu. Acești 20 de ani, aproape de când colaborăm, au fost extraordinar de dorniți. În primul rând pentru tipografie. Ce volume au fost scoase și dacă s-a mai vorbit. Uitați, ultima, sau mă rog, una din ultimile lansări făcute aici, în această sală, Enciclopedia Centenarului și a Întregirii, o carte cu 1712 pagini, întărind 5,3 kg. Îți pic o cărămidă de aia în cap.
Nu o să vorbesc despre meritele deosebite și calitatea. S-a vorbit, m-aș repeta. Dar ce am simțit eu? De fiecare dată când apare o ofertă la Magic Print pentru o lucrare, apare de fiecare dată câte o luminiță strălucitoare în ochii Mariei. Bucuria de a face, bucuria de a dărui. Puțin mai devreme s-a spus că aș fi făcut-o necartonată, că banul... Nu banul a fost ținta activității doamnei Maria. E adevărat, fără bani nu se poate face, nu se poate lucra. Dar se poate aprecia cine poate și mai mult sau cine poate mai puțin. Faima tipografiei și editurii Magic Print este răspândită în toată țara. Am cunoscut parteneri ai acestei firme din Banat, din Bihor, din mai multe județe din Transilvania, din Muntenia, nu mai spun de Moldova. Și un, cum să dau nume, un partener era la 5, la 6-lea volum de proză și l-am întrebat, dar tocmai din capătul celălalt al țării, ca la Magic Print nu ai în altă parte asemenea calitate și în același timp asemenea oameni. Maria a fost și este un om norocos. Un norocos pentru că și-a descoperit talentul. De fapt, descoperirea vine de la o inițiativă de-a fiului dumneai, care a început să facă niște etichete, niște imprimante, niște imprimate și a abandonat și a preluat dumneai de la zero. Este foarte adevărat că a avut de-a dreapta sa un om pe Ghiță, Ghiță Dobotaru, și el tot din comuna Bogdan. Vai, ca să vezi, din satul Bogdan am adunat comuna Ștefan. Ne-am adunat cam mulți din comuna asta. Ce s-a realizat prin această familie, sau ce-a realizat familia, lucruri absolut deosebite. Vreau să vă spun, Ghiță a fost unul din cei mai buni specialiști în construcția de coșuri de fum de termocentrală. Poate puțin știți. Dar eu sunt legat de termocentrală, că termocentrală din Borțeș, pentru că în prima echipă de la, punerea primei cărămizi, primei pietre la termocentrală, a fost și tata. O altă legătură. Deci, demn de admirat și demn de admirat relațiile de familie, sprijinul reciproc și dorința de a face. Nu mai departe. O să, unii dintre noi, o să mergem și la Bogdana astăzi. Să vedeți ce a făcut două minți ascuțite dintr-un graj. Mi-a vorba din gură, parcă ai fi știut ceva. Oricum, Magic Print-ul deja a depășit
limitele județului și chiar ale țării. În final, ce aș putea să-i doresc Mariei, familiei și dumneavoastră, multă sănătate, putere de muncă, să-și mențină pe mai departe dorința de a face și sigur nu va coborî ștacheta, ci va mai pune de fiecare dată câte un centimetru, doi în plus, pentru că la Dumnezeu se potrivește foarte bine, zica la carte frumoasă, cinste, uite a scris. La mulți ani, Mărie! La mulți ani! Și așa, ca să fac și o legătură de altă natură, în această zi eu sărbătoresc două femei. Maria, la 65 de ani, și mama, care este la cer, la 105 ani. Mulțumesc, domnule profesor Dumitru Arteanu. Am să vină alături de noi pentru a adresa câteva cuvinte pe doamna profesoară Violeta Buftea din Sfântul Gheorghe. Valorilor naționale, implicit și universale, cartea reprezintă un liant coerent între cititorii sau consumatorii de cultură ai societății contemporane și valorile care au străbătut timpul trimise prin generații de către predecesori. Profesia, dar și profesionalismul creatorului de cărți, se află sintetizate în produsul final, întruchipat atât de valori ale conținutului autentic al publicației, cât și ca aspect final care se oferă cu generozitate și devotament cititorului și consumatorului de informație. Caracteristicile emblematice ale competențelor sale, prin abordarea activităților complexe, cu un profesionalism de înaltă ținută, o reprezintă pe doamna Maria Dohotaru, ridicând această profesie la un nivel mai greu de atins astăzi. Doamna director Maria Dohotaru a ajuns la poziția de vârf în ierarhia profesiei domniei sale printr-o muncă tenace de autoperfecționare, prin dragostea pentru profesie, dar în același timp și pentru valorile autentice pe care le-a promovat împreună cu colectivul pe care a reușit să-l formeze și căruia, acordându-i încredere, a reușit să-i dezvolte potențialul creator. Atunci când dezvoltarea necesită un nivel profesional de cunoaștere superior, pentru aplicații operaționale efective, a procedat la aducerea la Magic Print a specialiștilor din alte tipografii din
țară, seniorizate, dar i-au perfecționat pe operatorii companiei la locul de muncă, formând o mini-școală de perfecționare în propria companie. În acest fel, domnia sa a creat la tipografia și editura Magic Print din Onești un impresionant palmares prin plurivalența profesională evidențiată și de activitatea sa de autor neobosit, conținută în lucrările sale originale la editura pe care o conduce. Personal, spune domnul Moșcutariu, am avut posibilitatea și satisfacția să constat în altul nivel de profesionalism al doamnei Maria Dohotaru, precum și al colectivului Magic Print, cu ocazia colaborării directe, atunci când în condiții de grafică excepționale a fost tipărită lucrarea care mi-a fost dedicată, apărută, ca și la colegii mei, în colecția profesioniștii noștri. Lucrările editate și publicate de către această prestigioasă editură au fost apreciate de onorați membri ai Academiei Române, profesori universitari, cercetători, doctori, oameni de cultură. De asemenea, în sprijinul afirmațiilor de până acum, este necesar să subliniem faptul că participarea cu produsele Magic Print la saloane și expoziții naționale și internaționale, împreună cu premiile și numeroasele medalii primite, atestă cu prisosință competențele profesionale, dar și profesionalismul doamnei Maria Dohotaru, aflată la conducerea editurii sus amintite. Prezentarea de față schițează doar, prin exemplele date, dimensiunea complexă a personalității și profesională a acestei distinse doamne, Maria Dohotaru, căreia îi este dedicat volumul 45 din colecția Profesioniștii Noștri, acel a Centrului European de Studii Covasna și Harghita, care funcționează sub egida Academiei Române, cu sediul la Sfântul Gheorghe. O felicităm pentru rezultatele muncii domniei sale, pentru competențele profesionale de care a dat dovadă și, prin domnia sa, felicităm întregul și valorosul colectiv pe care l-a creat și format, căruia, prin propria personalitate și inițiativele avute, i-a dat un plus de valoare. Exprim deosebita și întreaga mea considerație, spune domnul profesor, doctor, pentru contribuția personală a doamnei director Maria Dohotaru, a întregii conduceri și a întregului colectiv, pentru impresionantul și valorosul aport al Magic Print pe care îl aduce cunoașterii, demers care se îndreaptă către publicul consumator de informații din diversele domenii ale științelor artelor, a conținutului valoros al publicațiilor pe care le produce în formă deosebită de prezentare tipografică și editorială. Semnează profesor universitar dr. Ioan Moșcutariu. Dacă îmi permiteți, aș adăuga în nume personal felicitările doamnei Maria Dohotaru. Alături de îndemnul distinșilor adresat distinșilor oaspeți, ca împreună cu doamna Maria să facă echipă comună, dumnealor să creeze conținuturi care să se regăsească în editura Magic Print ca o încomunare a valorii și de o parte și de cealaltă, și în ce privește tipografia și realizarea grafică de excepție și conținutul, în astfel încât peste ani tinerii să se bucure de valori autentice și să se bucure de Magic Print. Vă mulțumesc!
Mulțumim și noi, Asociația Cultul Eroilor Filiala Bacău, prin președintele Asociației domnul profesor Voicu, are de oferit o distinție doamnei Maria Dobătaru. Suntem astăzi la acest eveniment și la această aniversare deosebită pentru a remarca, în afară de preocupările menționate aici de distinși vorbitori, o preocupare aparte a doamnei Maria Dohotaru. Am preocupări în domeniul voluntariatului pentru cinstirea eroilor și faptelor lor de-a lungul anilor, participarea la toate evenimentele, la toate conflagrațiile mondiale și cinstirea și recunoștința celor care au făcut însemnele. Numai de teritoriul județului Bacău sunt 14 cimitire ale eroilor, sute de monumente, fără de care transmiterea către tânăra generație nu se putea face decât prin activitățile Cultului Eroilor, dar și prin revista Bacău Eroi, care este tipărită de aproape 15 ani de editura Magic-ului. Dați-mi voie, înainte de a mâna această plachetă aniversară, să vă citesc conținutul ei. Cu prilejul acestei frumoase aniversări, Biroul Executiv al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Teatrului Bacău, își exprimă recunoștința pentru sprijinul neobosit și dedicarea de care ați dat dovadă de-a lungul anilor. Prin munca dumneavoastră neîncetată ca manager al tipografiei și editurii Magic Print din Onești, ați fost un pilon esențial în susținerea și promovarea valorilor naționale, contribuind cu generozitate și pasiune la tipărirea revistei Bacău Eroi. Fără aportul dumneavoastră constant, nu am fi putut duce mai departe misiunea noastră de a cinsti memoria eroilor și de a aduce lumina în conștiințele celor care le citesc. Vă mulțumim pentru loialitate, pentru profesionalismul desăvârșit și pentru spiritul generos pe care l-ați arătat în toate colaborările noastre. La această de sărbătoare vă doresc sănătate, bucurii nesfârșite și ani plini de împliniri. Fie ca dragoste și respectul celor din jur să vă însoțească mereu, iar roadele muncii dumneavoastră să rămână pentru mult timp un exemplu demn de urmat. La mulți ani! S-au spus atâtea cuvinte frumoase, au vorbit multe personalități, dar cred că a sosit momentul să acordăm cuvântul și personajului principal al acestei întâlniri, doamnei Maria Dohotaru. Până aici mi-a fost. Vreau să încep a vă mulțumi dumneavoastră, celor care sunteți prezenți astăzi la un asemenea eveniment organizat de Biblioteca Municipală Onești. Printre multe alte evenimente culturale, domnul director mi-a permis și nouă să organizăm azi sâmbătă. Asta vreau să spun, că sâmbătă oamenii își găsesc multe alte programe. S-au spus foarte multe cuvinte din partea tuturor invitaților și a colaboratorilor, prietenilor, cum să mă exprim. Poate prea mult am fost elogiată, dar fără un colectiv ca al meu, pe care i-am aici prezenți în partea din spate și îi mulțumesc foarte mult, n-aș putea să fac nimic.
A fost și este un drum foarte greu, un drum lung și greu, dar cu dânșii care sunt la fel de curajoși și cred în ceea ce fac, sunt optimiști, pun suflet mult, la fel de mult ca mine, nu se poate să nu iasă asemenea lucrări. Și le mulțumesc din tot sufletul, ei mă sprijină întotdeauna, indiferent dacă avem la serviciu probleme sau dacă am probleme alte de sănătate, dânsii întotdeauna sunt cu icoana în mână, se spune. Nu plângeți, am câteva fete care plâng, numai cât se uită la mine. Vreau să mulțumesc domnului Lăcătușu. Să vă mulțumesc pentru că m-ați primit în rândul profesioniștilor, pe mine, pe echipa mea și, de ce nu, comunitatea municipală Onești. Până la urmă, Onești nu înseamnă numai magic print. Vreau să mulțumesc distinșilor colaboratori de la muzeile cele mai importante din țară. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți prezenți astăzi aici și sunt convinsă că sunteți prezenți cu sufletul, cu tot sufletul, pentru că se simte. Domnul profesor Corneliu Stoica, autorul nostru care alături de dânsul ne-am consacrat, ne s-a dus numele, asta e adevărul, cu Valea totuși și noi ca tipografie, dar și dumneavoastră ca autor, ca istoric, nu se poate unii fără alții. Teorie fără practică și practic fără teorie nu există. Ambele sunt la fel de grele. Domnul Vilică Munteanu, prietenul meu, din totdeauna și pentru totdeauna, îți mulțumesc foarte mult. Ne-ai promovat de câte ori ai avut ocazie. Ai promovat, știi să promovezi județul, comuna, Oneștiul. Îți mulțumim foarte mult, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Domnul profesor, Nancy Zărnescu, un prieten adevărat, ne auzim rar, da, destul de concentrat. Domnului director Ionuț Tenie, vă mulțumesc mult dumneavoastră și echipii dumneavoastră și vă felicităm pentru evenimentele pe care le faceți de tot felul. Eu sunt emoționat, ca nu, nu ca dumneavoastră. Mă pricep fără emoții la făcut. Vreau să îi mulțumesc doamnei Corina Diaconescu, soția regretatului Mihail Diaconescu, romancier, istoric, critic literar, care în ultimii 15 ani de viață a stat mai mult pe la Onești, în editură, mi-a fost un mentor bun. Mi-a lipsit foarte mult când a plecat la ceruri. Așa, domn profesor, mai suflați-mi. Vreau să-i mulțumesc soțului meu care mă susține. Vreau să-i mulțumesc nepotului meu, Adam. Este singurul care este prezent. Ceilalți au avut programări în diferite locuri și vreau să-i spun public, îl aștept să-mi ia locul la editură, dă semne, trebuie să am răbdare cu el, că recunosc, nu prea am răbdare și ori mai alung pleacă, pentru că tineretul e puțin altfel decât noi, generația noastră. Am aici și pe sora mea, care este un om de bază la editură. Am aici
una dintre colaboratoarele mele care a participat la dezvoltarea firmei și la imaginea firmei. Și vreau să-i spun de numele Tenia Vârcu, a plecat în magistratură la un loc foarte bun, i-a urat succes, este foarte bună și acolo ceea ce face. Nu te rușina, că asta e adevărul. Ați contribuit toți la dezvoltarea firmei și la imaginea firmei. Eu nu puteam singură și nici acum n-aș putea. Mi-am propus să nu scriu nimic, dar nu prea am avut somn la noapte, m-am trezit la 4 și vreau să vă citesc câteva fraze, ca să știți mai bine. Acum, prin ceea ce v-am spus, poate nu mi-am exprimat chiar, nu mi-am spus tot sufletul. Pentru că am foarte mari emoții. Această carte spune povestea mea. O poveste mai frumoasă și mai surprinzătoare decât poveștile copilăriei noastre. Dar când această carte mă povestește, mulțumită prieteniei și aprecierii celor pe care îi cunosc, care m-au sprijinit sau pe care i-am susținut și ajutat, care mi-au devenit prieteni și familie. Deci această carte spune povestea unor familii. Familia mea de aici, din Onești. Familia mea de suflet, dar și familia editorială, al doilea suflet, a doua inimă. Pentru că eu, Maria Dobotaru, nu pot trăi și munci decât cu ajutorul inimilor, care mă iubesc creștinește și mă sprijină în numele viselor și proiectelor noastre. Acestea sunt familiile mele din întreaga țară cu care am lucrat, cu care lucrez, cu care intenționez și merg mai departe, cu care am reconstruit încrederea în carte, în bibliotecă, în lectură și învățare. Aceasta este, pe scurt, povestea mea, povestea noastră, cartea mea, cartea noastră. Vă mulțumesc și Dumnezeu să le binecuvânteze. Mulțumesc încă o dată, nu o să vă dau numele, dar aici avem o parte din cei care într-adevăr iubesc cartea, nu plânge Beatrice. Și vreau să menționez și domnul director al Muzeului Iulian Antonescu. Domnule director, nu v-am uitat. Și toți prietenii mei, vecini de la Bocana, cumnatul meu, echipa mea toată, prietenii care, doamna Veleșcu, o prietenă a editurii, domnul Ghiță Teacă, cunoscut și dumnealui. Și încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru că nu v-ați lăsat singur astăzi la eveniment. Vă mulțumesc încă o dată, domnule director și echipii dumneavoastră. Dacă am uitat ceva, vă rog să mă iertați. Să ne dea Dumnezeu să vă facă. Sănătate și dumneavoastră și echipei pe care o coordonați pentru a mai scoate și de acum înainte foarte multe cărți la editura pe care o conduceți. Domnul profesor Binică Munteanu vrea să mai adauge câteva cuvinte. Pentru că trebuie să existe câte o explicație și să există o explicație. Mulți dintre cei de aici am citit frații Jdel, da? Eu cred, așa și mi-am hotărât eu mie, că Maria născută Jdelu este urmașa fraților Jdel și cu tăria, forța, puterea și demnitatea. La mulți ani, Marie! Din arbolul genealogic. Vreau să o menționez și doamna Germacea, care de asemenea este o colaboratoare editurii, și doamna Nistor. Mulțumim! Încheiem acest frumos eveniment pe
acorduri de pian, înainte de a oferi din partea Bibliotecii Municipale Radu Rosetti acest buchet de flori și pentru a vă mulțumi pentru ceea ce faceți pentru Onești și pentru comunitate. Felicitări! Vă mulțumim și dumneavoastră. După ce o vom asculta pe... Ne pregătim să încheiem acest eveniment. Discutăm după ce o ascultăm pe Corina Vlad Diaconescu. Nu plecați, apoi rămâneți alături de autori și de personajele principale pentru a servi un ceai, o cafea și o prăjitură. Vă mulțumim încă o dată! Muzicală, ci pentru că de 4 ani, de când Mihail a urcat la cer, Maria este ca sora mea. Și ei erau foarte buni prieteni, de vreo 20 de ani, s-au ajutat reciproc. Și pentru că domnul profesor Narcis Zărnescu a spus că au colaborat și colaborează foarte bine, de fapt eu l-am prezentat Mariei Dohotaru. Și mă bucur că se continuă, să zic, tradiția colaborărilor cu final bun. O să vă ofer ciobănaș cu 300 de oi și vă invit să-l fredonați, dacă vă place. Pe urmă, melodia mea preferată, prelucrare după Balad cu Ravelin al lui Richard Clayderman, un vals vesel, compoziție proprie, și voi termina cu o compoziție proprie, Lacul, după Mihai Eminescu. Thank you.
Și la final, la propunerea unei doamne din public, să cântăm doamnei Maria Dohotaru și la mulți ani, la 6 aniversare.